Hei, salutare prieteni și bun venit la un nou joc pe canal! Jocul nostru de astăzi se numește Shapik The Moon Quest. Este un joc de logică. Vom încerca să-l parcurgem împreună cu voi. Acest joc a fost lansat în anul 2020. Sper eu că va fi pe ploc și îl vom juca până la final. Asta e o ploaie de meteoriți sau cineva a lansat bombe atomice. Până când nu știu ce se întâmplă. Am înțeles, probabil cineva este în această capsulă. Acestea sunt niște capsule destinate pentru oameni care au călătorit probabil în timp. Iar personajul nostru principal probabil este unul din ei. Shapik. Are un nume așa straniu. Asta e călătorul în timp. Haideți să vedem ce poate să facă el aici. Și în general, noi suntem pe o planetă diferită de Pământ, probabil. Sau pe Pământ, idee nu. Poate mai găsim supraviețuitori? Am găsit o bufniță. Ia, fugărește bufnița asta. Căș. Bufnița ne-a dat o unealtă. Probabil se pune aici. Da, haide să o luăm. Prima misiune. Am înțeles, hai. Pune-o aici. Și intrăm într-un garaj. Ne vom putea lua vreo mașină de aici, probabil. Într-un garaj în care crește floarea soarelui. Ok. Aici este o manetă. Să vedem întâi ce este în prima ușă. Am înțeles. Trebuie să facem legătura cu curentul electric. Și acum să ieșim înapoi. Am unit cablurile, după care mergem pe două ușă. Să vedem ce trebuie de rezolvat aici. Așa, până când nu știu ce trebuie de făcut aici. În stânga nu-i nimic. Nu-i nimic, în dreapta. Nu-i nimic aici. Aha, trebuie să mă apropii mai tare. Trebuie să unim aceste două... Super.
N-am știut că așa se va primi, dar am văzut că sunt prea multe cabluri care trebuie unite, să le spunem așa. Așa, să mergem. Cred că vom putea deschide poarta asta mai departe. Este poarta într-un bunker, probabil. Să vedem. Putem scrie ceva? Apăsăm aici sau nu? Simplu. A trebuit doar lovit. Suntem la a treia misiune. Oh, mai sunt oameni. Mai sunt supraviețuitori. Hai, vino. Să vedem ce... Sunt profesor. Totuși au fost explozii ale bombelor atomice. A fost o luptă. Și pământul a rămas pustiu. Așa, ce mi-a dat mușnugelul ăsta? Ce trebuie să facem noi aici? Să ne plimbăm, poate putem să luăm ceva de aici. Putem să folosim calculatorul? Profesorul acesta face experimente cu plantele. Nu prea înțeleg care e ideea, dar nu cred că vom găsi ceva important aici. Haideți să vedem ce poze au făcut. Sunt poze de la suprafață, probabil. Așa, și aici. Acces interzis. Este și un video. Asta e planeta, probabil. Am înțeles, planeta este pustie, aproape că... Dorește o roșie. Haideți să căutăm roșie, să vedem, poate îi găsim profesorului o roșie. Mergem aici să vedem. Putem să interacționăm cu ceva sau nu? Până când nu pot apăsa pe nimic și nici nu putem merge nicăieri. Hai, merge. Niște cifre aici. Nu știu ce trebuie de apăsat. Să vedem. Informația. Da, asta-i. Așa, ca să trecem aici, avem nevoie de o roșie. Hai să mergem mai departe, poate mai este vreun etaj. Oh, un căperic care se deschide, asta e foarte bun. Am găsit ceva. Altceva nu se ia nimic de aici? Oh, s-a prins lumina. Asta e încăperea în care vom trăi, probabil.
Suntem în decembrie. Suntem pe 21 decembrie 2260. Ce mai este și asta? În dulapul ăsta este ceva? Nimic? Hai să mergem mai departe. Să vedem, mai sunt etaje? Am găsit totuși o mână ceva, un clește, nu știu ce. Hai, poate îl folosim aici. Cercăm anul. Așa, o mapă cu frunze este aici. Iar acestea trebuie să stea în poziție, în altă poziție. Să vedem, poate mergem aici. Hai, intră! Nu poate intra. Uitați-vă că aici sunt roșiile de care are nevoie acel profesor. Haideți să mergem aici, să ne mai uităm o dată în această mapă. Aici am văzut ceva. Să vedem dacă nu este vreun număr. Acolo trebuie să fie un număr. 745, uitați-vă că este un număr 745. Repede înapoi. Super. Asta era codul. După care era indicat că trebuie să dăm chestiile astea. Hai, mergi. Intru. Stai pe loc. Asta o dăm aici. Asta aici și asta aici. După care trebuie să luăm niște roșii ceva, da? Aici erau roșii. Super! Roșii am luat-o. Gata? Mergem și o ducem moșneguțului celălalt. Fără indiciu pe care l-am văzut aici în sus, în partea dreaptă, nu reușeam. Poftim. Și ce mai vrei? Să vedem, poate mai trebuie ceva. Așa, asta am făcut. Lupa asta se umple încet și ori, uitați. Nu are energie acum să ne arate ceva. Aici trebuie apusă. Și nu cumva am deschis o ușă? Super! Am parcurs acest nivel. Nu par a fi prietenoși acești roboți. Nu par a fi prietenoși, iar noi vom fi nevoiți să fim atenți.
Zem, ce este aici? Nu se pasă nimic? Așa, bufnița a furat ceva. Adă încă. Ce ai? Are ceva. Am înțeles, e la bufniță. Și cum să ajungem noi la ea? Din întâmplare am apăsat, apăsam pe tot și ce este aici. I-am dat cu polenul în ochi. Stai, să nu cadă jos. Repede aici. Asta e biletul pentru lift, probabil. Hai, pune-o aici. Hai să vedem, lupa e încărcată? Da, e încărcată la 100%. Până când, fără lupă, am rezolvat. Din prima, idei n-am și trebuit făcut aici. Așa, trebuie să punem aceste roți dințate la lucru. Simplu. Până când simplu? Sincer vă spun, nu știu cum mi se primește din prima. De fapt, mi s-a primit. Așa, cred că una mare, una mic trebuie. Și asta mare aici. Da. Și cel mai complicat, probabil. Acele mici... Ah, și cea mare poate fi aici. E prea aproape. Încercăm așa, să punem cele mici aici și aici sau aici. După care cele mari. Idei n-am cum trebuie fost. Așa, două le-am pus. Nu mi-ajunge încă una. Da, interesant. Asta parcă pare mie că e bun aici. Încă una, deja nu merge aici. În sfârșit, vă închipiți cât de greu era. Asta e liftul.
Da, dacă mai departe tot așa de greu. Nu știu cum vom parcurge, câte am parcurs? 1, 2, 3, 4, 5 misiuni am parcurs. Suntem la misiunea cu numărul 5, prieteni. Sau 6. Suntem la misiunea cu numărul 6, prieteni. Liftul se mai blochează. Op, este un gândac aici, aleargă cu ceva. Ia, prinde-l. Op, a lăsat aici ceva. Prinde-l. Nu știu ce are. Pentru ce, în general, e necesară această chestie? Bun, mai este unul. Ah, ia uitați-vă, pe ceasă ciupear că mai este ceva. Uite, e și aici. Vino aici jos. Una încă știu una, Ictă. E aici, o văd. Hai, ia-o. Nu știu cum scoboare jos. Stai, 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 stai! Nu! Vine înapoi. Este o chestie aici jos, verde. Parcă le-am adunat odată, n-am înțeles. Care e faza? Stai, stai, stai! Iar sare. Super, două și încă una trebuia să mai fie undeva. Pe ciupiar casă. Aha. Am salvat robotul, da? Asta e un robot. Mai pornești. Hei, alo? Ești viu? O să-i rupă mâna. Robotul povestește ce s-a întâmplat. Puternic robot. Prieteni, vouă, dacă vă plac acele tipuri de jocuri, nu uitați să lăsați în comentarii mesaje. Eu mă voi strădui să mai fac astfel de jocuri, astfel de tipuri de jocuri. Și de asemenea, nu uitați să apăsați butonașul de like. Așa este indicat aici, nu știu ce înseamnă asta. Așa, până când nu reacționează, probabil trebuie să mai facem ceva pentru a sporni mașinăria asta.
Da, dar a fost de folos că am făcut gălăgie și am introdus de două ori parola greșită. Și mai departe, cum să dăm noi bufnița asta jos? Ideea n-am. Să încercăm acum. Să mișcăm această chestie. Ideea n-am și trebuie de făcut aici. Scubărăm poate jos. Găsim ceva. În stânga nu putem merge. Să mai zădărâm o dată. Să mai încercăm. Să ne punem amprenta. Da, 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 nu-i nimeni. E doar o bufniță. Poate bufnița asta ne... Bufniță, te rog, dă-mi... Dă-mi cheia. Cum s-o speriem noi? Nu înțeleg. Cum s-o speriem noi? Idee nu am. Poate acest robot mă ajută. Voi nu vedeți nimic pe aici, eu nu văd nimic absolut. Cu ce pot eu să dau bufnița asta jos? Să mai sunăm o dată. Bufnița de vină. Dați-o jos. Gata, gata, du-te că n-are rost. Te apăs pe bufniță și nu vrea să facă nimic. Așa e. Să vedem. Să încercăm să facem câteva semne de aici, să le... Așa, primul e ăsta, al doilea e ăsta, al treilea ăsta și al patrulea ăsta. Haideți să încercăm să le facem pe toate împreună. Gata, mai mult nu merge. Stai, stai, stai pe loc. Eu nu văd nimic cu ce putem să interacționăm noi. Cum putem să interacționăm? Ia uitați, aici este un semn. Așa și așa. Hai urc. Așa și așa. Super. Cât trebuia eu ca să fac chestia asta? Cât de greu mi era să fie? Uite, pui cât de greu am găsit eu chestia asta. Și după care...
Stai că m-a dat o bombă. Ce facem cu ea? Le punem la ăștia? Așa, prima era să fac chestia asta. Am făcut-o. A doua, să facem așa, am făcut-o. A treia, să facem chestia asta. Am făcut-o și a patra, așa. Luați-o la voi și explodați acolo, tăți. Văd că tare sunteți cu minți și prietenoși. Așa, era o cheie pe care a scăpat o bufniță ce e. Auziți, și semn mare era aici și eu nu-l vedeam. Unde a scăpat cheia? Unde este cheia? Am înțeles, dar unde e cheia? Era ok aici. Bună, vedeți? Sau vom încerca cu acest magnet să aducem cheia încoace. Așa, repede scubrăm, iată și cheia este aici. Stai, este cheia aici, eu cumva. Și nu se ia. Trebuie să o lăsăm jos? Ok, hai. Haideți să o ducem mai întâi aici. Să vedem dacă o lăsăm, se vede. Ea nu se vede. Nu se vede, dar putem să o luăm așa, cu ochii închiși. Aici. E după această ciupercă. Super. Hai, acum să o punem. Mai aproape. Hai, pune cheia. Super. În sfârșit, n-a durat nici jumătate de oră. Bine, prieteni, asta a fost primul episod din acest joc interesant, de logică. Voi nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal. Ne vedem data viitoare la un nou episod. Dacă obținem careva like-uri, dacă vedem că vă plac astfel de jocuri, vom continua. Vă urez o zi bună, ne vedem data viitoare, pa, pa!